La mulți ani! Bine v-am găsit la prima ediție Șah Mat din 2019. Sunt Ciprian Crețescu și pentru astăzi v-am pregătit un format special, o premieră în ceea ce privește șahul din România și anume dublul comentariu în timp real. Dacă de obicei în această emisiune vedeți un mare maestru jucând șah online și explicând fiecare mutare, astăzi veți vedea o partidă în care ambii protagoniști își expun în timp real raționamentul. Ambii jucători sunt profesioniști. Campionul României la Blitz din 2017, maestrul internațional Gabriel Grecescu, pe de o parte, iar de cealaltă parte, o mai veche cunoștință a emisiunii, marele maestru internațional Andrei Murariu, campion european de juniori în 2002 la șah pe echipe, într-o echipă a României din care mai făceau parte Constantin Lupulescu, pe care l-ați văzut în ediția trecută, și Vlad Jianu, pe care îl veți cunoaște într-unul din episoadele viitoare. Partida s-a disputat online, este tot un blitz cu durata de 5 minute, iar Gabi și Andrei s-au aflat în încăperi diferite, fiecare în fața propriului monitor. Vom urmări partida comentată mai întâi de jucătorul cu piesele albe, Andrei Murariu, pentru ca imediat să vedem cum a gândit și adversarul cu piesele negre, Gabi Grecescu. Haideți să urmărim jocul, are cuvântul Andrei Murariu. Am fost provocat, chiar de către Gabriel Grecescu, un vechi prieten al meu. Ia să vedem, avem albele. Nu am mai jucat de mult cu el. Dar în momentul în care, în care eram juniori, jucam multe partide. Apărarea siciliană, de foarte multe ori am jucat. Am două variante pe care le joc în principal, siciliana deschisă și siciliana cu C3. Știu din partidele anterioare că joacă foarte mult varianta Dragon. O să încercăm varianta siciliana cu C3 data aceasta. Este una din variantele mele preferate. Gabriel preferă pozițiile mai închise, cu joc pozițional. Siciliana cu C3 oferă acest lucru, dar sunt și multe poziții în care albul poate să obțină atac la rege, chiar dacă rocadele sunt făcute pe aceeași parte. Ambii jucători fac rocada mică. Sunt curios ce variantă va alege. Varianta cu E5. Desigur, aici centrul este închis. Am ceva amenințări de genul cal G5 și F4. Ar trebui să fac repede rocada, să încerc la mutarea damă C7, parcă era teoria, nu mai țin minte exact. N-am mai jucat de mult varianta aceasta. Ceva damă C7, albul putea să joace cal G5 cu atac asupra pionului din F7, negru se apăra cu mutarea cal D8 și atunci puteam să joc F4, dar trebuia să am rocada făcută ca să pot să fac lucrul ăsta. Să vedem ce o să joace. Am un avantaj destul de consistent, deschidere în ceea ce privește timpul. Damă C7, așa cum spuneam, o să încerc să fac rocada, sper să-mi iasă ceea ce gândeam. Cred că nebune 7 aici e mutarea corectă, nu cal F6. Nu cred că era mutarea cal F6. Ok, să calculăm, mai e un moment important. Deci cal G5, cal D8, F4. E la F, E5, iar calul din F6 o să aibă ceva probleme. Haideți să vedem, am avantaj de timp, îmi permit să încerc o poziție un pic mai complicată. Plus că o partidă de blitz în care se face și un sacrificiu care este dinamică, mie îmi place, este pe stilul meu, consider că nu o să-l avantajeze dacă o să intre în aceste complicații. Cred că nebune 7 se juca. Totuși aici ce ar putea să joace? D6. D6 sigur o să prefere să închidă poziția. Cal 6. Și aceasta este o posibilitate. Ok, dacă iau la E5, ca mea calea la G5, iau la F6. Deci deocamdată este bine pentru primul pas. O să risc un pic. Este o poziție care îmi place și care ar fi păcat să nu încerc ceva mai dinamic. Sacrific acest pion pentru a-mi apăra calul din G5, pentru că mai apoi acum pot să mi-l recuperez. Sigur, o să sacrific pionul din E4, nu este o problemă. Singura mea dilemă este dacă ar trebui să iau cu calul la E6 sau cu nebunul. Alte mutări de genul care la F7 nu cred că sunt bune în momentul de față. Cea la D4, calea la D4 ar fi interesant, calea la F7, iar la dama ia la D4 este șah, dama ia la D4, din nou cred că aș obține avantaj. Wow! O decizie grea. Când ai mai multe mutări bune, e o decizie grea. O să iau cu pionul. Cred că este totuși cea mai bună variantă. Dama ia la D4, este șah, trebuie să iau. Ok. Mutarea calea la F7 este una logică. Trebuie să fie bună. Turn G8 de asemenea. T5. M-a surprins cu mutarea aceasta, dar nu știu dacă este chiar cea mai bună mutare. Are și el mutarea cal C2, de-abia acum am observat. Este o amenințare, într-adevăr. Nu prea am ce să fac. Cred că mutarea calea la H8 se impune. Bănuiesc că o să ia la C4. Ok? Și ar trebui să-mi dezvolt calul acesta pentru a nu primi, pentru a nu păți cal C2. Întrebarea este unde? Cred că la A3 urmează nebunia la A3, l-aș ajuta. Sau la D2. La D2 nu prea îmi place când blochezi nebunul. Și atunci, ce mai rămâne? Altceva în afară de mutarea cal C3. Evident nimic. Nebun G5 ar fi o idee, eu aș vrea să-mi salvez acest cal, să joc cal F7, să mă întorc cu calul la F7 și să rămân cu calitatea în plus. Sigur, deocamdată sunt un pic sub presiune, mă aștept la mutarea nebun C5, care este o mutare cu tempo, să-mi alunge regele. Haideți să vedem ce se întâmplă la mutarea nebun G5. Tot negru o să încerce să-mi blocheze, evident, să-mi blocheze calul din H8 și să-mi ia. Este un plan cât se poate de simplu. Eu încerc să-l salvez. Nu știu dacă voi reuși să-l salvez, dar măcar pot să încerc lucrul ăsta. Am venit și E5, mi-am salvat turnul, am venit și turnul ala D1. Cred că am destul activitate pentru a salva acel cal. Și deocamdată nu văd cum mi l-ar putea lua. Rocada mare mi se pare foarte riscant din punctul lui de vedere. Din păcate mi-am pierdut avantajul pe care l-aveam de un minut în deschidere. Totuși am obținut un avantaj material. Dacă reușesc să-l păstrez, consider că investiția mea în acel minut pe care l-am pierdut, sigur că acum începe iarăși să fie recâștigat. Nebun C5. Ok, mă așteptam la mutarea aceasta. Rege H1, nu am ce să fac altceva. Poate cal G4, un contraatac. Ar fi interesant. Sau cal C2 și cal G4, dar nu, atunci aș putea să ajung cu turnul la D2 și aș putea să apăr toate amenințările. Rocadă mare, direct, nu cred că merge din cauza mutării E5. Cal G4. Se amenință cal C2. Aș putea să joc cal A4, ar fi o mutare intermediară destul de interesantă. Cal F2 nu mai merge, cal C2 nu mai merge. Haideți să aleg mutarea asta. Este o poziție foarte riscantă pe muchie de cuțit. Regele negru aproape e prins în capcană. Nu mi-a plăcut această mutare. Nu vreau să schimb nebunul, dar ce să fac? Pentru că nu am altă alternativă. Regele va ajunge oricum la E7 dacă nu schimb nebunul. Pe de altă parte, nu prea am unde să mă duc cu nebunul. Da, se pare că mutarea ca la 4 nu a fost o mutare bună. Ok, ce să mai facem acum? Ne retragem. Sperăm să găsim o soluție să venim cu nebunul la C3, poate. Câteodată trebuie să recunoști că ai greșit. Și s-a dus timpul. Avantajul meu de timp. La care țin atât de mult, mai ales în partidele de blitz. Nu știu exact ce să calculez. Mutarea poate nebun F6 este interesantă. Ameninț nebun C3 totuși. Am o amenințare ca să pot să câștig pionul din G7 și să-mi apăr din nou calul din H8. De asemenea, risc B5. Mutarea B5. Exact ce spuneam. Exact cum spune și vorba. Deci ți-e frică, nu scapi. Bun, nebun. Cred că intrat în complicații cu mutarea nebun C3 nu este bun, așa că o să trebuiască să fug. Rocadă mare deocamdată nu poate să mute pentru că scap cu calul la F7. Mai ameninț mutări de genul cal D5. Sunt destul de, o mutare destul de bună, sunt mulțumit de ea. Rocadă mare, am calculat că scapul calul, am greșit. Urmează cal C3, cal C2, nu cred. Sau are turn F8? Nu, scap calul la G5. Da, cred că a calculat greșit ceva. Acum aș putea să am mutarea aceasta H3, o mutare foarte interesantă și surprinzătoare. S-ar putea să-l surprind cu mutarea asta. Mie nu-mi place amenințarea asta și atunci cred că o să mut. Sunt anumite poziții în care pur și simplu dacă lași adversarul fără un plan de joc, s-ar putea să fie mai greu de jucat. Cred că acum mutarea H3 este potrivită. Da, a fost o partidă foarte, foarte interesantă din punct de vedere al complicațiilor. Consider că am greșit la un moment dat, dar asta și calculatorul îmi spune că am făcut două gafe. Ups! La blitz putem să permitem lucrul ăsta și să admitem că mai și greșim. Urmărim acum aceeași partidă din perspectiva jucătorului cu piesele negre, Gabriel Grecescu. Haideți să vedem cum a gândit Gabi. Culorile negre. Să-l vedem pe domnul Andrei. E4. Ce surpriză! Nu ne așteptam deloc la E4. Cal F3. Vom juca. Deschiderea siciliană se joacă. Este o variantă pe care atât eu cât și Andrei o cunoaștem. Am jucat-o de nenumărate ori. A ales această mutare cu siciliana cu C3. Da, se așteaptă bineînțeles la D5, ea D5 sunt variantele lungi, multă teorie și o să încercăm să alegem o variantă mai veche, așa cum ne-am obișnuit de atâtea ori adversarii. Acum, problema acestei variante are următoarele aspecte. Dacă albul, bine, o să luăm cu versiunea bună, dacă jucare pe de D4, ceea de 4, calea de 4, jucam cal F6, nebun B4 și D5, după care egalam foarte repede. În schimb, dacă albul își dorește să caute avantaj, poate să vină și să ne înceapă o partidă, să zicem, strategică sau mai agresivă, bazată pe slăbiciunile câmpurilor mele albe. Aceasta este clar o concesie cu mutarea E5 pe care am făcut-o. Acum își dorește să joace cal G5, deci damă B3 și cal G5. Și aici este o variantă puțin mai ciudată, damă C7, ca la cal G5 să joc cal D8 și cal E6. Cal F6. Aici sunt variante lungi, cal G5, cal D8, F4, EAF4, D4, care presupun că sunt puțin mai bune la alb. F4. Așa cum v-am zis. Trebuie să luăm acest pion pe F4. Dacă luăm în F4, ne va juca E5. Cred că am făcut o mică confuzie aici cu EAF4. Dacă jucăm cale 6, ne va lua în E5, damă E5, cal F3. Să vedem ce s-a întâmplat. Este clar o poziție care îl avantajează pe Andrei. Simte deja mirosul de sânge. Este ca un rechin în apă. Și noi acum încercăm să dăm din picioare. Dăm E5, D4 și vine tăvălugul. Și vine tăvălugul. El calculează ce ia de 4, damă de 4, damă ia de 4, cal de 4, cal F7. Turn G8, E5. Sunt șanse foarte mari să... Dar la cal F7 cred că avem mutarea intermediară D5. Am calculat pe timpul lui, să vedem dacă și ce am calculat e bine. Ah, am scăpat E5 din vedere. Dăm din picioare. Dacă ia nebunia de 5, cal de 5, ea de 5, ne-a luat calitate. Turnul, dar va rămâne cu calitate. Este o variantă pe care speram să o fac, astfel că avem o calitate minus, suntem în urmă cu dezvoltarea, dar în același timp și el mai are probleme cu acest cal din H8. Probabil mai bine era să fi jucat E5 în loc de calea F7. Acum și el a rămas cu aceste 3 piese nedezvoltate. Vom încerca. Amenință E5, e clară situația, și să jucăm nebune 6. Este o poziție complicată. Toate șansele să avem ceva compensație. Eu cel puțin așa simt în acest moment. Nebun G5. Aici iar o să încercăm să dacă facem rocada mare așa cum ne-am dorit, o să ne ia F6, luăm cu G-ul, ia cu turnul și jucăm nebun G7. Asta e varianta optimistă. Ah, are E5. Mi-a scăpat o mutare banală. E5 la rocada mare. Încercăm cu nebun C5. Ce nu-mi place aici este poate cala 4, rege H1. H6 nu merge, este relativ neplăcută această mutare a lui și vom încerca să jucăm cal G4, să obținem o dinamică a pieselor. Acest cal G4, da, mi-ar plăcea să apuc rege D7 și turnia H8, să iau calul din H8, dar acest lucru nu va fi foarte ușor să-l fac și voi juca acum nebune 7. O să încerc să iau, da, aici deja cred că am obținut un... Începem să obținem avantaj, pentru că la nebune 7, rege E7, turn de 1, avem și cale 3. Sunt foarte neplăcuți acești doi cai. Într-adevăr am ales bine, cal G4 ne-a oferit o dinamică bună. Și în același timp putem astupa coloana E. Nu ne-a luat. Nu ne-a luat și bine a făcut. La rocadă mare va dori să joace nebun C3. Și noi nu vom putea lua, sau cal F7 poate. Dar dacă jucăm B5 intermediar, cal C3 și rocada mare. Ia să vedem. La nebun C3 vom juca turn de 8 și rămâne acest cal. Rocada mare, calfe 7. Cale 5. Rocada mare. Trebuie să facem și pe asta. Calfe 7, turn F8. Cal G5, cal F2. Și nebun C5, nebun E3, nu prea mai avem timp. Turn de 7. Cal G5. Am scăpat aici undeva avantajul. Pe care l-am avut. Jucăm ce vedem. Legătura asta este destul de păcătoasă. Da, timpul a expirat. Într-adevăr, era o poziție interesantă aici. Probabil că suntem pierduți după nebun E3, nebun C5, turn F4. Da, mai avem C3? Avem C3? Avem C3. Dar cu toate astea putem să... Credem că încercăm să supraviețuim într-un picior față de poziția bună pe care am avut-o înainte. Oricum a fost o partidă interesantă, sper că a fost și pe placul telespectatorilor și pe placul mai ales al juniorilor care presupun că se uită la această emisiune. A fost o partidă pe cât de spectaculoasă, pe atât de instructivă. Le mulțumesc lui Andrei Murariu și Gabriel Grecescu pentru că au acceptat să participe la acest experiment, care sper că v-a plăcut și dumneavoastră. Aștept comentariile dumneavoastră pe pagina de Facebook a emisiunii Șah Mat la TVR1 sau pe canalul nostru de YouTube, acolo unde găsiți toate episoadele difuzate până acum, plus ample interviuri cu mari maestri invitați în emisiune. Bonus pentru episodul de astăzi, pe YouTube vedeți partida revanșă dintre Gabi Grecescu și Andrei Murariu, o partidă jucată de această dată față în față la tablă reală. Iată un scurt preview al acestei partide. În sfârșit față în față, succes, culorile albe. Ca la 10 ani. Începem cu engleza. M-ai surprins. Iarăși te-am surprins. În ultimii 20 de ani, când aceeași C4. Slavă. Să vedem cum putem, avem varianta solidă și plicticoasă, E4. D5. Vom încerca să luăm în D5. Ai. Iarăși panov. D4. Să vedem. Dezvoltăm. Și Carlsen și Caruan au repetat, așa că asta e. Da. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Sunt Ciprian Crețescu și vă aștept la un nou episod din Șah Mat sâmbătă viitoare la aceeași oră. La revedere!